Daniela Iliescu și Culiță Sterp i-au luat pe toți prin surprindere în urmă cu doar câteva săptămâni, atunci când au anunțat că s-au căsătorit în mare secret la Cluj, dar și că vor deveni părinți pentru a doua oară. Fiecare moment din viața lor a fost documentat și apare în mai multe vloguri. Până acum, cei doi soți nu au dezvăluit încă ce este bebelușul, iar toată lumea vrea să știe dacă vor avea băiat sau fetiță. Surpriza s-ar putea să fie însă și mai mare. Prezentă la petrecerea de cununie a celor doi, Ileana Sterp a țipat de bucurie în momentul în care a aflat și ar fi putut da de gol pe cei doi. Sora lui Culiță Sterp nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Iar totul a fost filmat imediat după cununia civilă. Daniela și Culiță Sterp au organizat o petrecere pentru toată familia, momente de la eveniment fiind filmate și documentate ulterior. Artistul și aleasa inimii sale nu au dezvăluit încă dacă vor avea băiat sau fetiță, însă membrii familiei deja știu răspunsul. În timpul petrecerii, Daniela și Culiță Sterp au organizat și gender revealul, momentul urmând să apară în curând în mediul online. Totuși, în cel mai recent vlog au lăsat o serie de detalii care să le dea de gândit internauților, iar reacția Ileanei Sterp spune multe și deja s-ar putea ca cei doi să fie dați de gol, în timp ce toată lumea discuta despre un băiat sau o fetiță. Ileana Sterp a țipat de bucurie și a strigat că vor avea gemeni. Culiță Sterp: o să avem încă un nepoțel sau o nepoțică. Ileana Sterp: are gemeni. Culiță Sterp: dacă e albastru, nantru, e băiat și dacă e roz, e fată. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.